Îmi spuneți când pot începe. Bună ziua, dragi sesățeni! Bună ziua, stimați reprezentați ai mass mediei! Vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre. La un an de guvernare, PAS demonstrează încă o dată că a venit să muncească pentru oameni în pofida crizelor multiple la nivel regional, cauzate în special de războiul din Ucraina. Noi continuăm să susținem și să investim în satele noastre. În calitate de deputat responsabil de suburbii, pot să vă spun că în acest an guvernul a dat undă verde la mai multe proiecte esențiale din suburbiile municipiului Chișinău. Ori noi cunoaștem că, an la rând, suburbiile municipiului Chișinău erau ignorate și nu erau incluse în proiectele finanțate de guvern. Este inadmisibil ca în anul 2022 localitățile care se află în imediat apropiere de Chișinău să nu aibă apă, canalizare. Este inadmisibil ca un oraș din componența municipiului Chișinău să nu aibă în 2022 grădiniță. Și aici este important ca municipalitatea împreună cu guvernul să conlucreze și să găsească soluții pentru problemele enumerate. Ori programul Satul European asta a și făcut, a găsit soluții și a alocat resursele pentru rezolvarea problemele municipiului, din suburbiile municipiului Chișinău. Prin intermediul acestui program, guvernarea actuală oferă finanțare pentru dezvoltarea localităților, indiferent de culoarea politică. E timpul ca necesitățile oamenilor să fie prim plan, nu preferințele politice. Problemele oamenilor nu au culoare politică. Asta am promis, asta am și făcut. Mă bucur mult că în acest an avem o deschidere mare și o comunicare bună cu doamna prim-ministru Natalia Gavriliță, care a mers personal în vizite în suburbii și s-a întâlnit cu reprezentanții administrațiilor publice locale. Ori fiind viceprimar, cunosc foarte bine cât este de importantă această conlucrare între guvernare și APL. De exemplu, după 3 ani, la Stăuceni, după o insistență mare a executivului, a Consiliului Comunei Stăuceni, a fost transmisă la balanța primăriei fosta cantină socială care stătea în paragină și reprezenta un pericol. Și unde zeci de ani, autoritățile statului nu au intervenit deloc. Ori astăzi deja avem elaborat un proiect pentru această clădire și în scurt timp urmează să fie și renovată această clădire și transformată într-un centru multifuncțional modern. Tot în Stăuceni, cu ajutorul Agenției Proprietăți Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Publică Locală, urmează să fie construit un centru de intervenție urgentă de salvatori și pompieri, care va deservi întreaga zonă. Și aici mă refer la nordul capitalului și la suburbiile care se află în imediat apropiere de Stăuceni. Vorbim despre Cricova, Ciorescu, Budești, dar și alte localități. Astfel au fost alocate 85,6 milioane de lei pentru finanțarea a 13 proiecte din suburbiile municipiului Chișinău. Și vă încerc să le enumer în continuare. 10 milioane au fost alocate pentru renovarea rețelelor de canalizare și stații de pompare regională Cruzești, Bodești, Tohaten. Este un proiect mult așteptat de locuitorii acestor localități. Aici observăm o conlucrare între municipalitate și guvern. Ori acest proiect, dacă nu mă greșesc, a fost început în anul 2019 și sperăm tare că după alocarea acestor 10 milioane o să fie finanțat până la sfârșitul anului 2023. 9 milioane de lei au fost alocate pentru extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în satul Budești, sectorul BSC. Aici este un caz în care dacă nu intervenea guvernul, resursele proprii a satului Budești niciodată nu îi ajungeau ca să finanțeze un astfel de proiect. Și vorbim despre locuitorii din zona nouă a satului, când mergem spre Vadul Vodă, partea stângă. Peste 6,5 milioane au fost alocate pentru rețele de canalizare a străzilor Mihai Eminescu, Păcii, Sfatul Țării și Dacia din satul Ghidighici. 10 milioane au fost alocate pentru construcția sistemului de alimentare cu apă din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă. Și aici vreau să felicit executivul și Consiliul pentru acest proiect, ori cunoaștem această problemă strigentă din zona Vălicica Nouă din comuna Trușeni și mă bucur că acest proiect va fi implementat. Peste 1 milion de lei a fost alocat pentru construcția rețelei de apă potabilă din orașul Durleș, strada Tudor Vladimirescu. Peste 660.000 de lei pentru elaborarea planului urbanistic general din comuna Cruzești. Și aici o să mă opresc
Și o să fac un apel către toți primarii și consiliile locale din suburbii. Și o să-i rog ca toate localitățile să elaboreze aceste planuri urbanistice generale. Și dacă le au, aceste planuri urbanistice generale, să fie îmbunătățite și actualizate. Ori tendința pe care o simt eu ca deputat responsabil de suburbii este una îngrijorătoare. Tare nu vreau să ajungem în situația din Chișinău și din Consiliul Municipal unde se votează puzurile pe sub masă și nu după respectarea normelor. Ori eu observ în multe localități, mai ales în orașe din suburbii, că această tendință a început să fie aplicată și în suburbii. Ori eu îmi doresc ca suburbiile Chișinăului, ca și în întreaga țară, localități, să se dezvolte într-un mod armonios și urbanistic corect. Ori fără niște puguri elaborate corect și actualizate la zi, noi asta nu vom avea și vom avea ceea ce se întâmplă în Chișinău. 10 milioane de lei au fost alocate pentru operația clădirii a Centrului de Sănătate Publică din satul Colonița. Aproximativ 9 milioane de lei pentru reparația acoperișului liceului din comuna Ciorescu. Peste 5 milioane jumate de lei pentru reconstrucția centrului cultural din comuna Grătiești. 10 milioane de lei pentru construcția unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii în comuna Stăuceni. 10 milioane de lei pentru construcția instituției timpurie, grădiniței, din comuna Bubuieci, localitatea Bâc. Mă bucur foarte mult pentru acest proiect. Foarte puțini au crezut că putem avea grădiniță în Bâc. Este un proiect mai mare, dacă nu mă greșesc, de 46 milioane de lei. Este un prim pas și cu siguranță după acest prim pas vom putea, localitatea Bubuieci va putea aplica și la alte proiecte ca sătucul Bâc să aibă grădiniță. O știm că asta este principala problemă din localitatea Bâc. Felicitări bubuiecenilor! 2 milioane de lei pentru construcția unui teren de fotbal din orașul Sângera, satul Revaca. Și în final, 4 milioane de lei pentru construcția și amenajarea parcului central cu teatru de vară din comuna Băcioi. Știu că există și alte proiecte la fel de importante în localitățile Vatra, Vadului Vodă, Condrița, Cricova și Codru. Și profit de această ocazie să încurajez pe primarii acestor localități să depună în continuare proiecte la satul european, dar și la alte proiecte, astfel încât locuitorii se poată bucura de proiectele frumoase din localitățile lor. Satul european este un proiect concret care vine să rezolve mai multe, cele mai stringente probleme și mai scumpe, dacă doriți, a localităților din suburbii, dar și din întreaga țară. Importanța acestui proiect pentru primării este enormă. În condițiile în care majoritatea cazurilor, suma proiectului care urmează a fi finanțată de către guvern depășește bugetele de investiții în localitățile pe un an întreg. Ceea ce denotă că fără astfel de proiecte, satele din suburbii, dar și din întreaga țară, ar rămâne multă vreme fără canalizare, apeduct sau grădinițe. Sau ar avea nevoie de foarte mulți ani. Ori oamenii nu au când aștepta și doresc proiecte realizate astăzi. Acest proiect trebuie să continue, astfel ca în fiecare an să avem proiecte mari de infrastructură în cât mai multe localități. O să ofer cuvântul colegului meu, domnul Roman Cojocari, președintele fracțiunii CMC. Bună ziua, dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de astăzi și mulțumesc și domnului deputat Sergiu Lazurencu, responsabil de suburbii, că s-a alăturat la această conferință pentru a pune accent pe necesitatea dezvoltării localităților rurale și în special prin intermediul programului Satul European. În istoria guvernelor anterioare, nimeni nu a venit cu un astfel de proiect generos menite să dezvolte și să asigure participarea competitivă a autorităților publice locale în procesul de dezvoltare a localităților. Alocarea a circa 2 miliarde de lei pentru următoarea perioadă reprezintă o creștere de circa 4 ori decât în anii precedenți. Acest lucru înseamnă o dezvoltare cu pași rapizi a tuturor localităților din Republica Moldova.
alocațiile de la bugetul național pentru municipiul Chișinău, odată cu venirea guvernului PAS, a mai crescut odată. Așa că pentru acest an, pentru proiectele de dezvoltare a drumurilor, pentru infrastructurile a drumurilor, deja au fost alocate cu peste 100 de milioane mai mult. Am insistat de la bun început al mandatului de consilier că orașul Chișinău, că municipiul Chișinău trebuie să se dezvolte prin extindere. Iar acest lucru putem să o facem doar prin dezvoltarea suburbiilor. Ca și fracțiune, am insistat anual pentru mărirea bugetelor, pentru alocațiile cu destinație specială, pentru proiecte alocate de către municipiul Chișinău, către suburbii. Astfel, în 2020, de către municipalitate, a fost alocate circa 75 de milioane de lei. În anul 2021, a fost alocate circa 61 de milioane de lei. Pentru anul 2022, sunt planificate circa 100 de milioane de lei. Și mă bucur că, suplimentat la aceste alocații, la aceste proiecte care vor fi dezvoltate din bugetul municipal, guvernul PAS vine cu suport suplimentar pentru suburbiile capitalei. Toate primăriile au avut șansa să-și dezvolte abilitățile de scriere și aplicare a proiectelor de infrastructură pentru a participa la concursuri de propuneri de proiecte în cadrul programului Satul European. Pentru anul 2022 au fost selectate 13 proiecte din suburbiile municipiului Chișinău, în valoare de 86,5 milioane lei. Proiectele au fost evaluate transparent, iar deschiderea guvernării PAS a demonstrat că, indiferent de culoarea politică din localitate, dacă proiectul a fost bun, acesta a fost susținut. Și aici vreau să deschid o paranteză. Nu s-a procedat ca în cadrul proiectelor organizate de primărie în municipiul Chișinău de către Partidul Socialiștilor, atunci când bugetarea civilă, atunci când programul curții confortabile, atunci când reparațiile instituțiilor de învățământ se organizează și se fac strict prin selectare. Dacă vorbim despre programul de bugetare civilă, deja am menționat cum Ion Ceban și-a utilizat acest proiect ca instrument politic și finanțează mass media pentru a-l promova. În cadrul proiectelor curți confortabile, am văzut cum toți deputații, consilierii au umblat și au insistat pe acele curți unde fie că trăiește un deputat socialist, fie că trăiește un consilier socialist, fie că li s-a promis oamenilor că dacă vor vota PSRM, atunci li se va repara curtea. Exact aceeași situație și în cazul reparațiilor în instituțiile de învățământ. Acolo unde insistă un consilier municipal, acolo unde insistă un deputat socialist, acolo se merge și cu intervenții. Ori proiectele trebuie să fie în dependență de prioritate și în dependență de o strategie de dezvoltare. Mă bucur foarte mult că au început să miște lucrurile, iar calitatea vieții cetățenilor va crește. Sunt sigur că guvernul PAS va continua să investească mai mult în infrastructura drumurilor, instituțiile de învățământ, amenajarea parcurilor și spațiilor de agrement, astfel încât locuitorii din suburbiile municipiului Chișinău să aibă acces la serviciile de calitate și un trai mai bun. În continuare, vreau să ofer cuvântul domnului primar a comunei Bacioi ca să ne povestească despre programul care a fost, despre proiectul care a fost selectat în cadrul programului Satul European. Mersi! Mulțumesc mult, stimate domnule consilier, domnule deputat, bună ziua, stimați reprezentanți mass media, dragi invitați, dragi locuitori, cei care ne urmăresc în direct. Pe lângă accesul la rețelele de infrastructură tehnico-utilitară, drumuri, iluminat, gaz, electricitate, canalizare, apiaduct, calitatea vieții într-o comunitate este dată și de accesul la comoditățile care pot forma o stare de confort public pentru toți locuitorii. În acest sens, începând cu vara anului 2020, noi, cei de la Primăria Comunei Băcioi, ne-am asumat responsabilitatea pentru un proiect public foarte important pentru schimbarea la față a Comunei Băcioi și a centrului Comunei Băcioi.
și anume prin dezvoltarea unui parc public în centrul comunei Băciuc, Teatru de Vară, pe locul fostei construcții avariate, care a fost abandonată mai bine de 35 de ani, care urma să fie, după, a fost gândită în perioada sovietică, să fie casă de cultură. Astfel, primul pas în implementarea acestui proiect a fost elaborarea unei expertize largi asupra acestui imobil, examinarea în ședința Consiliului Local, cu ulterioară casare și demolarea construcției, proiectarea documentației de proiect cu acumularea tuturor doleanțelor locuitorilor comunei Băcioi și, desigur, că iată, în primăvara acestui an, în luna aprilie, deja șantierul a fost transmis constructorului care urmează să execute aceste lucrări, care a fost desemnat câștigător în baza licitației publice conform procedurilor de achiziții publice. Obiectivul general al proiectului este construcția și amenajarea unui parc public Teatru de Vară pe strada Independenței din centrul comunei Băcioi, pe o suprafață de 1,36 ari, care vine să dezvolte posibilitățile de recreere, de odihnă și să oferim locuitorilor un spațiu de relaxare interactiv cu jocuri, spațiu cultural, întruniri cu cetățenii, care vine să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor. Parcul va fi dotat cu scenă de vară, cu spații interioare tehnice, skate park, havuz, alee, monitorizare video, irigare automată a spațiilor verzi, aleea pieței, aleea personalităților, parcare, zone publice, multe, multe alte detalii necesare și importante pentru a fi un parc model. La fel, costul contractului acestui obiectiv este de circa 16 milioane de lei, iar finanțarea lui va fi asigurată prin atragerea investițiilor din fonduri externe. Astfel, circa 50% din valoarea proiectului va fi asigurat din sursele bugetului local al Primăriei Comunei Băcioi, circa 50%, aproximativ 8 milioane de lei. Alte 4 milioane de lei, partenerii noștri de dezvoltare din România, și anume Primăria Municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor, care vin să ne finanțeze cu circa 200.000 de euro acest obiectiv prin atragerea surselor externe și, desigur, deja urmează să accesăm 4 milioane de lei prin programul de proiecte Satul European, care vine să asigură circa 25% din contribuția totală a proiectului. Pe această cale, permiteți-mi să mulțumesc partenerilor noștri de dezvoltare din România, și anume Primăria Municipiului Oradea, cu care avem acord de înfrățire și cooperare, Consiliul Județean Bihor, în persoana domnului președinte Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean, primarul Municipiului Oradea, domnul Florin Birta, pentru că au acceptat și ne susțin în implementarea acestui proiect extrem de necesar pentru toți băcioienii și care, cu siguranță, va schimba la față, pentru totdeauna, fața comunității noastre. Iar pe această cale, permiteți-mi să aduc și sincere mulțumiri Guvernului Republicii Moldova pentru încurajarea primăriilor de a implementa anumite proiecte de dezvoltare locală, printre care și noi suntem beneficiarii în lista de finanțare a acestui proiect și desigur că este binevenit și salutăm că guvernul susține acele primării care au poate bugete mai puțin generoase în dezvoltarea lor, dar au dorința și intenția de a dezvolta anumite proiecte cu impact social major în localitate. Pe această cale vreau să fac un apel către toate autoritățile publice din Republica Moldova să identifice parteneri de dezvoltare, să acceseze fonduri de la anumite primării din alte state prin acordul de înfrățire, prin acordul de cooperare, astfel ca împreună cu partenerii de dezvoltare să încercăm să dezvoltăm anumite proiecte majore în localitățile noastre. Doar așa vom reuși. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc mult! Dacă aveți întrebări? Mulțumim! Mulțumim!